Stimați colegi, bună ziua! Vă anunț că la începutul ședinței de astăzi, din 96 de deputați, și-au înregistrat prezența 87. Câteva anunțuri avem de făcut la începutul ședinței. Curtea Constituțională, prin hotărârea numărul 26 din 14 septembrie 2021, a validat mandatul de deputat în Parlament a candidatului supleant pe lista partidului politic. Partidul Acțiunii și Solidaritate, domnul Viorel Barda, îi dorim mult succes. Totodată, înțeleg, observ că au parvenit propuneri de completare a ordinii de zi. Doamna Tauber, vă rog. Fracțiunea Partidului Șor solicită insistent includerea pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a proiectului de lege care permite activitatea farmaciilor sociale mobile în localitățile în care lipsesc farmacii. Raportul nu este prezentat și avizul guvernului nu este prezentat. Stimată colegă, pot eu să vă rog să parcurgem întâi toate aceste proceduri, după care cu mare plăcere îl includem în ordinea de zi. Următoarea propunere din partea fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Domnul Bătrâncea, vă rog. Observăm cum zilnic cresc prețuri la combustibil, la motorină, la benzină, cum populația este în absolută incapacitate de plată. Noi considerăm că săptămâna aceasta, chiar astăzi, trebuie să audiem această agenție. Domnul Alaiba. Ceea ce am agreat ieri în cadrul comisiei este că audiem raportul anual regulamentar în cadrul comisiei, după care cei din Andreea să vină în sala Parlamentului cu toate aspectele activității lor, după care urmează să luăm o decizie. Pentru că nimeni în sala asta nu cred că este satisfăcut de rezultatele din această instituție. Domnul Carp. Practic, în vot din încredere că n-am acordat Andreiului, am spus atunci că noi votăm, dar cum o să pleci? Asta era cel mai important lucru. Acum o să întâmple exact același lucru. O să votăm, dar ei nu o să pleci. Domnul Marian, vă rog. Ceea ce vreau eu să aduc aminte că în procesul legislativ este un proiect de lege care presupune evaluarea Andreiului și Consiliului Concurenței și Agenției de Soluționare a Contestațiilor. Domnul Bolea, vă rog. Dar de ce noi ne ascundem după deget? Toți întreabă cum vor pleca, nu putem, nu știu ce. Eu, personal, am văzut la o emisiune, domnul președinte a Parlamentului spunea despre următoarele. La întrebarea ce se va întâmpla dacă cineva nu va dorea să plece, da, domnul președinte a spus că le lăsăm o foaie goală, un toc, o să ieșim pe 20 de minute de aici în sală și o să le explicăm ce vor cetățenii să citească în ceea ce vor scrie ei acolo foaia aceea. Stimate coleg, dumneavoastră vă uitați la canalele holdingului dumneavoastră, decât înțeleg eu. Da. Și când vă uitați, dați sunetul mai tare și nu umblați cu minciunile. Nici voi n-ați votat, cum văd eu. Da, așa de tare vă aud de oameni. Eu am solicitat secretariatului să-mi prezinte informația câți din deputați au prezentat certificatele de vaccinare. Și vă rog respectuos toți liderii fracțiunilor parlamentare. PAS, din 57, numai 41 au prezentat. Blocul Comuniștilor Socialiștilor, din 32, tocmai 8. Și fracțiunea Șor, din 7, 0. Dar dacă cineva nu e vaccinat, nu îi dăm voie să vină la ședința plenară? Noi vrem să știm câți sunt vaccinați și să încercăm să-l convingem să vaccineze, să-i creăm condiții, să-l ducem în brață la medic, să aducem medicul încoace, Sputnik, rachetă să-i dăm, Pfizer, să-l legănăm, în sensul ăsta. Trei subiecte foarte importante au fost propuse spre dezbatere astăzi în ședința plenului de către Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. Dumneavoastră, majoritatea parlamentară, n-ați binevoit să introduceți niciun subiect pentru aceste discuții. Deci noi vom utiliza dreptul nostru legal în semn de protest, nu participăm astăzi la ședința plenară și părăsim sala de ședință. Mulțumim, vă dorim succes! Primul subiect de pe ordine de zi, proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, lectura 1. Inițiator guvernul, invit domnul ministru a Justiției la Tribuna Centrală, vă rog. Este un proiect inițiat de către
guvernul care a fost susținut de către fracțiunea care numai ce a plecat, actualul guvern a preluat acest proiect și propune Parlamentului ca el să fie adoptat. O primă intervenție propusă prin respectivul proiect se referă la excluderea termenului inițial de 5 ani de numire a judecătorilor prevăzut la articolul 116 din Constituție. Astfel, urmarea adoptării acestui proiect, judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de către președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. O altă modificare propusă prin respectivul proiect de lege se referă la modul de numire și selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție. Astfel, judecătorii Curții Supreme de Justiție urmează să fie numiți similar judecătorilor din curțile de apel și judecătorii, adică de către președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. O altă modificare importantă ține de imunitatea judecătorilor. Deci judecătorii, conform respectivului proiect de lege, pot să beneficieze doar de imunitate funcțională și anume imunitate în caz de urmărire penală numai pentru acțiunile și inacțiunile efectuate în exercitarea funcțiilor lor. Proiectul de lege de asemenea prevede faptul că CSM-ul va fi constituit din 12 membri, 6 membri din rândul judecătorilor, 6 din rândul non-judecătorilor. Aveți întrebări, domnul Perciun. În condițiile în care președintele Republicii Moldova va putea o singură dată să refuze desemnările din partea CSM-ului, iar CSM-ul a mai avut experiență de desemnări de candidaturi extrem de proaste, cum ne asigurăm noi că dacă CSM-ul va lua în continuare asemenea decizii, va exista vreo posibilitate de a bloca desemnarea unor asemenea figuri? Autocurățirea nu a reușit, prin urmare, unica soluție la momentul de față este o intervenție din afară. Dacă în alte țări justiția este cea care curăță sistemul politic, nu ne ducem departe, ne ducem în România, ne uităm cum s-a întâmplat acolo. Iată că în Republica Moldova politicul va trebui să curețe sistemul judecătoresc. Microfonul domnului Car, vă rog. Să încercăm să facem o explicație ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă cu această imunitate pe care o au astăzi judecătorii și cum deci va fi după ce modificăm, deci propriu zis, deci Constituția. După intrarea în vigoare acestor prevederi, imunitatea judecătorului va fi valabilă doar în cazul în care acesta săvârșește fapte care au legătură cu exercitarea nemijlocită a mandatului. Nimic din ceea ce a spus dumneavoastră. A luat mită, s-a îmbogățit ilicit, a comis trafic de influență, abuz în serviciu. Nu sunt lucruri care se încadrează în conceptul de imunitate funcțională. Deci, respectiv, în cazul în care judecătorul săvârșește astfel de fapte, nu există niciun fel de imunitate și el este pasibil tragerii la răspundere penală. Rog să inițiem procedura de vot. Proiectul a fost votat în prima lectură cu 56 de voturi. Îl invităm pe domnul ministru Muncii și Protecției Sociale. Acest proiect care este supus atenției dumneavoastră implementează în mod tehnic hotărârea Guvernului de săptămâna trecută privind creșterea pensiei minime până la 2000 de lei. De asemenea, proiectul de lege propune ca la determinarea venitului mediu lunar asigurat pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, de către tutore sau curator până la angajarea în funcția de asistent personal, să fie luat în considerare salariul mediu lunar pe țară la data calculării pensiei și nu salariul minim pe țară, care este actualmente... Inițiem procedura de vot, vă rog. A fost susținut în prima lectură cu 55 de voturi. Felicitări! Următorul proiect. Se desemnează în calitate de membri ai Comisiei Electorale Centrale următoarele persoane. Și aici avem candidații care au fost desemnați de fracțiunile parlamentare. Este vorba de Banaru Vadim,
desemnat de fracțiunea parlamentară a Partidului Șor, Ienciu Lilian, Miron Vitale, Postolache Vasilie, desemnați de fracțiunea parlamentară Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, și următorii cinci candidați, Berlinski Alexander, Caraman, Angelica Gurduza, Sergiu Lupașcu, Ludmila și Musteaț Alexandru, desemnați de fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate. Mai trebuie să menționăm că este prezent și domnul Pavel Postică, desemnat de către prezidenție. Totalizând rezultatele votului, vă anunț. Candidatura domnului Banaru Vadim a acumulat 5 voturi, domnul Berlinski Alexandru 58 de voturi, doamna Angelica Caraman 59 de voturi, domnul Sergiu Gruduza 59 de voturi, doamna Ludmila Lupașco 59 de voturi și domnul Alexandru Musteață 59 de voturi. Din câte noi am auzit din partea tuturor, sunt 3 locuri pentru opoziția parlamentară. Care este poziția comuniștilor și socialiștilor, PEX-ului, urmează ei să spună. Dar a fost înaintat un candidat din partea Partidului Șor, fracțiunii de opoziție. Întrebarea de ce el nu a fost promovat în funcția dată dacă noi avem acest drept. Rămâne ca Parlamentul, într-o la ședința biroului permanent, să revină și să decidă când vor fi puse la vot candidaturi pentru a suplini restul 3 poziții. Eu să înțeleg că candidatul nostru niciodată nu o să fie votat dacă dumneavoastră nu ați votat candidatul care a întrunit criterii și nu au fost pretenții la el. Vom procede la procedura de depunere a jurământului în fața, în ședința în plen a Parlamentului. Jur să respect Constituția și legile Republicii Moldova. Să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Să îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției. Să nu fac declarații politice pe parcursul validității mandatului. Următorul punct pe ordinea de zi. Acest proiect de lege prevede reglementarea instituirii interimatului pentru funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție și pentru funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție atunci când este vacanța funcției sau când mandatul acestora a expirat. Și prin proiectul respectiv se propune ca interimatul respectiv să fie asigurat sau să fie aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii, în comparație cu prevederile actuale ale legii, când interimatul se exercită de judecătorul cel mai în vârstă din cadrul Curții Supreme de Justiție. Rog să inițiem procedura de vot. Lectura întâi a fost susținut cu votul a 56 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect. Se aprobă demisia domnului Anatolie Zagorodnei din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor, director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, în baza cererii depuse. Nu a fost susținut cu 56 de voturi. Și ultimul proiect pe ordine de zi. Este un proiect de lege care a fost inițiat încă de fostul guvern, dar este un proiect de lege bun și mult așteptat, în special de pacienții care au diabet. Deci astăzi dispozitivele medicale pentru acești pacienți la întâi teste se achiziționează centralizat. Respectiv, ceea ce face acest proiect trece de la achiziție centralizată acestor dispozitive la compensare. Cu alte cuvinte, pacientul va putea merge în farmacie și își va putea alege tipul de dispozitiv care îi place, iar statul va compensa acest cost. Rog să inițiem procedura de vot. A fost susținut cu 55 de voturi în lectura a doua. Acestea au fost subiectele de pe ordinea de zi. Lor de cuvânt nu sunt la final. Stimați colegi, eu vă mulțumesc. Următoarea ședință joia viitoare.